Un echipaj al poliției de frontieră care i-a descoperit abandonat într-o parcare un autoturism marca Audi, înmatriculat în județul Maramureș, în care a fost ascunse peste 11.000 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, în valoare de 114.000 de lei. Oamenii legi au stabilit că numerele de înmatriculare aparțineau unui alt autoturism, în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și punere în circulație și conducerea unui autovehicul neînmatriculat, iar autoturismul a fost confiscat în vederea continuării cercetărilor.